Nu dau voie la Miren să blesteme pe dracul și să aibă dialog cu el zicând, Fugi, du-te! Nu le dau voie. Eu asta le spun. Ziceți rugăciunea că de ea fuge. Te-a atacat dracul într-un fel? Te-a apăsat? Zi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Că el fuge de puterea numelui lui Hristos Dumnezeu. Deci, armata de algonie este rugăciunea. Nu spune, fugi, drace de aici. Că îi convine dialogul Dracului pentru că îl consideri, îl bagi în seamă. Vedeți? Tactică duhovnicească, tactică în lupta cu Dracul.